Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem din nou împreună la Zi după zi. Continuăm lectura textelor frumoase din Petru Creția și mi-ngădui să recitesc împreună cu dumneavoastră din Luminile și umbrele sufletului revin una dintre cele mai frumoase cărți de etică scrise prelimbă românească. Despre blândețe. Blândețea este altceva, ea ține de puterea noastră de iubire, în sensul de agape sau caritas, și este una dintre manifestările ei, cum spune desnușit Sfântul Apostol Pavel. Am putea crede că este o însușire născută și desigur sunt oameni înzestrați de fire cu mult mai multă blândețe decât alții. Dar blândețea se poate și cultiva, există înspre ea căi pe care, dacă vrei, le poți străbate sau poți fi ajutat să le străbați. Trebuie însă din capul locului să ne ferim de o greșită înțelegere. Blândețea nu are nimic de a face cu slăbiciunea, cu lipsa de fermitate, cu toleranța vinovată sau cu nepăsarea. Numai că rigoarea morală e departe de a fi totuna cu rigorismul moral sau cu încruntarea justițiară. De fapt, blândețea este înclinarea firească la unii, dobândită la alții, de a evita violența. Suntem într-o lume în care nu mai evităm de mult violențele, ba chiar încercăm să punem presiune prin ele asupra celorlalți, uneori chiar asupra noastră. A evita, cu alte cuvinte, violența, a-ți dărui într-un fel sau altul liniștea necesară să eviți violența, înseamnă de fapt a te școli să fii blând. A înțelege în blândețea inimii tale că lumea din jurul tău are nevoie de multă, mult mai multă blândețe ca să poată merge mai departe decât de violență. Fie că este de limbaj, fie că este violență de gest, fie că până la urmă este, știu eu, violență simbolică. Până la urmă, Petru Creția în mod cert are dreptate, pentru că blândețea este una dintre marile harisme pe care le-a dăruit Dumnezeu celor vrednici, dacă țineți minte, cum am stabilit în emisiunea trecută, vrednici să-și poată schimba într-un fel sau altul capacitatea de luptă în capacitate de a dărui. Cred că până astăzi e nevoie de această blândețe ca un fel de energie internă a fiecărui om care se unește cu energia celuilalt pentru a putea să miște țara. Uneori suntem socotiți blânzi și unii o iau drept proști aceasta, dar blândețea care se naște în adâncă cumpănire și din meditație la adevărul lui Dumnezeu nu este nici de cum tolerantă la orice fel de prostie. Spune la un dat Petru Țuțea, într-una dintre discuțiile sale, că blândețea nu poate fi confundată niciodată cu prostia dintr-un singur dar, prostia nu e darul lui Dumnezeu. Încercăm să mergem mai departe cu fruntea sus, să învățăm de la blândețea lui Hristos, dar și de la blândețea celor din jurul nostru, a sfinților și a nesfinților câteodată, adică cei care încă nu sunt trecuți în calendar. Pentru că e nevoie de o mare adunare de blândețe, pentru ca mare adunare de viclenie, de vicleșug și de violență să poată să fie cumpănită în istoria nu doar de ieri sau de azi, ci și în cea de mâine. Pentru că nu e așa? Mâine este o nouă zi, poate o zi a blândeții.